Sunt Iana Novac și vă invit să urmăriți matinalul Fii Antenă cu Mădălina. Dragoste, frică și încredere în bunul Dumnezeu, eu, Mădălina Mitu, vă spun bună dimineața cu drag! Astăzi ne aflăm la Arhiepiscopia Râmnicului, unde în ediția de astăzi vom vorbi despre post, semnificația în calendarul creștin-ortodox, ziua de ieri și anume florile. Despre toate acestea le vom discuta cu părintele David Ovidiu Todu și dacă tot am fost ieri la ceas de sărbătoare, aș dori să fac și o urare de la mulți ani pentru toți cei care și-au sărbătorit ziua de nume, onomastica. La mulți ani, dragii mei, dragile mele, să fiți fericite, sănătoase, împlinite, iar bunul Dumnezeu să vă ocrotească și să vă binecuvinteze. Totodată, bineînțeles, nu putem să începem emisiunea fără prima rubrică specifică matinalului și anume Meteo. Sunt tare curioasă să vedem astăzi, Valiconea, cu ce vești vine pentru noi de pe frontul atmosferic pentru începutul de săptămână, luni, mai exact, dragii mei, matinal. Îl ascultăm și revenim imediat. Bună dimineața! Am intrat în săptămâna patimilor și vom pătimi și din cauza vremii. Frig, ploaie, lapoviță și ninsoare la munte, noaptea -5-6 grade, pe timpul zilei cel mult 1-2 pe la obârșii alături vârfului Roman, Parcul Național Buila Vânturarița și Parcul Național Cozia. Precipitații mixte și doar 8-9 grade pe la Horezu Voineasa, Brezoi și Câineni, șanse de precipitații 80%. 80% șanse de precipitații și temperaturi scăzute și prin stațiunile Vâlcene, Govora, Olănești și Călimănești, în termometru 90 grade, pentru luni 18 aprilie. La Drăgășani, cer acoperit, șanse mari de precipitații, 10-11 grade în atmosferă. 3-4 grade dimineața în Râmnic, soare răsărit la ora 6:33 de minute, șanse mari de ploaie și 10-11 grade în termometru. Asta e situația pe frontul atmosferic astăzi, mâine și poimâine, dar ploile care cad peste pământ să le spele pe cele rele și să le adune pe cele bune. Să aveți în continuare o bună dimineață și apoi toată ziua, bună ziua! Ce miros frumos, matinalii mei dragi, miroase a primăvară aici, într-o locație deosebită de la Arhiepiscopia Râmnicului. Mă bucur de tot ceea ce mi oferă natura și bunul Dumnezeu. Asta vă îndemn și pe dumneavoastră, să vă bucurați de aceste minunății frumoase, de flori, de copaci, de pomi înfloriți, pentru că știți foarte bine, nu rezistă foarte mult și mirosiți florile și nu le rupeți. Valiconea, îți mulțumim frumos pentru veștile oferite astăzi de pe frontul atmosferic. Am aflat cum începem săptămâna, cu câte grade în termometre și îți mulțumim din suflet pentru acest aspect. Acum, matinalii mei, trebuie să ascultăm pe ghicitoarea noastră în stele să vedem ce ne oferă pentru horoscopul nostru de început de săptămână. Lili, hai de nevești bune! Berbec. Ziua de astăzi marchează un nou început și nu ar strica să faceți o serie de schimbări în viața voastră. Este momentul să acționați și să faceți un pas în față. Aveți curaj că totul va decurge după planul vostru. Important este să fiți disciplinați. Vă sfătuiesc astrele. Taur. Această zi va aduce surprize, mai ales din punct de vedere financiar. Vă pot intra mai mulți bani în cont sau poate fi vorba de un proiect care va avea succes și care să vă aducă mai mulți bani. Aveți grijă la cheltuieli, aveți tendința să exagerați. Gemeni. Este o zi în care puteți să studiați ceva important pentru voi. Astăzi este imposibil să fiți nevoiți să faceți câteva schimbări neașteptate și destul de importante în ceea ce privește viața profesională. Este pasul de care aveați nevoie pentru viitorul pe care l-ați tot visat. Rac. Astăzi nu vă gândiți la ce simțiți și acționați impulsiv pentru a vă atinge țelurile. Astrele vă recomandă să acordați atenție alegerilor pe care le veți face și nu uitați de diplomație. O vorbă spusă cu calm vă aduce mai multe avantaje decât cuvintele spuse la nervi. Leu.
Pentru nativii acestei zodii, relația de cuplu este în prim plan. Ar trebui să puneți piciorul în prag, mai ales dacă simțiți că lucrurile nu se îndreaptă în direcția pe care vă doriți. Acum este momentul să acționați, dar cu blândețe. Fecioară. Este o zi în care puteți rezolva foarte multe lucruri dacă veți apela la comunicare. Este foarte important să le lăsați și celor din jur posibilitatea de a se exprima fără a vă pune amprenta asupra discuției. Balanță. Astăzi este despre creație și în modul în care ideile voastre sunt împărtășite de către ceilalți. Să nu vă supărați dacă vă refuză cineva. Pe plan profesional, lucrurile merg în direcția potrivită, dar ați depus și mult efort pentru a ajunge la acest nivel. Scorpion. Vă doriți să oferiți mai mult decât o faceți. O posibilă problemă în finalizarea unor proiecte poate să apară, dar este trecătoare. De asemenea, atenție și la finanțe. Cel mai bine este să urmăriți cu atenție pe ce dați banii. Un gest frumos face cât toți banii din lume. Săgetător. Astăzi este o zi în care trebuie să învățați să relaționați altfel cu prietenii voștri. Partenerul nu prea vă susține în demersuri. Este bine să nu prea exagerați în a vă impune punctul de vedere. Cel mai indicat ar fi o discuție deschisă și sinceră. Capricorn. Vă preocupă un proiect care nu este primit așa cum vă doreați de către ceilalți. Așteptați o altă zi sau analizați corect impactul și nu vă lăsați demoralizați. Aveți încredere că veți găsi formula care să-i mulțumească pe toți. Vărsător. Nu încercați să fiți nonconformiști de dragul încăpățânării și de a fi altfel decât ceilalți. Nu este o zi potrivită în care să acționați în modul acesta. Unele lucruri nu sunt chiar ceea ce par și ar trebui să luați în calcul acest aspect. Pești. Este o zi bună pentru a face planuri de viitor. Priviți ziua de astăzi ca pe un nou început și dați frâu liber imaginației. Nu știți de unde s-ar putea ivi oportunitățile pe toate planurile. Părinte, vă mulțumesc din suflet pentru că ne-ați primit în casa Domnului astăzi, după o sărbătoare foarte mare în calendarul creștin-ortodox, și anume florile. Ne aflăm în plin post și urmează o mare sărbătoare, sărbătorile pascale. Vă mulțumim din suflet! Mulțumim și noi că ați venit astăzi la Sfânta Arhiepiscopia Râmnicului pentru a purta acest dialog pe tema Sfântului și Marelui Post, pe tema Marelui Praznic al Intrării Domnului în Ierusalim sau al Florilor, așa cum este cunoscut în popor acest praznic care tocmai a trecut, și pentru perioada aceasta în care ne aflăm, a Săptămânii Celei Mari, a Sfintelor Pătimire ale Domnului, în perspectiva care ne așteaptă pe fiecare dintre noi și pentru care ne și pregătim în această perioadă intens, adică Marea Sărbătoare a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos sau Sfintele Paști. Ne puteți spune câteva cuvinte despre sărbătoarea aceasta mare ce a avut ieri, duminică, de flori? Sigur, așa cum spuneam, această sărbătoare sau praznicul acesta mare al intrării Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim este o sărbătoare cunoscută de unii creștini ortodoxi, este o sărbătoare foarte veche, o sărbătoare care ridică multe evlavie în rândul poporului drept credincios. Este sărbătoarea care iasă din, oarecum din tiparele perioadei în care ne aflăm, adică din tiparele postului celui mare. Dacă toate duminicile care s-au succedat până acum au fost duminici sau sărbătorii cu caracter penitențial pentru că ne aflăm în perioada postului, aceasta este sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim sau a florilor, este o sărbătoare a bucuriei. De altfel, așa este și celebrată și în biserică, așa a fost celebrată și la momentul intrării Mântuitorului în Ierusalim, cât și de către noi astăzi, pentru că de aceea se sfințesc ramurile de finic sau de salcie și oamenii le primesc cu bucurie. De altfel, Arhiepiscopia Râmnicului a și organizat sâmbătă un pelerinaj în sensul acesta, cu icoana intrării Domnului în Ierusalim prin pe străzile orașului din municipiul Râmnicu Vâlcea, pe traseul Catedrala Ostroveni, Biserica Sfântul Ioan, Biserica Cuvioasa Parascheva, Biserica Toți Sfinții și Catedrala Arhiepiscopală de aici, de la centrul eparhial. În al Preasfințitul a sfințit stâlpările acestea de salce sau de finic și oamenii le-au primit cu bucurie. Pentru a trăi și noi bucuria acestei sărbători, a venirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos în cetatea cea sfântă,
sărbătoare care încheie practic ciclul celor 40 de zile de post, pentru că știm că am avut 6 săptămâni în această perioadă încheiate cu acest mare praznic, după care începe săptămâna în care ne aflăm, săptămâna Sfintelor Pătimiri, iar intrarea Domnului în Ierusalim la nivel duhovnicesc are semnificații profunde, în sensul că, deși oamenii atunci și acum întâmpină pe Mântuitorul Hristos cu cântări de bucurie, cu osanale și iată cu stâlpări de ramuri, ca semn al bucuriei, totuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos vine în Ierusalim pentru a se aduce jertfă, pentru că imediat începe săptămâna Sfintelor Pătimiri, imediat începe întreg circuitul patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care culminează cu moartea și apoi cu învierea sa din Marele Praznic al Sfintelor Paști. De aceea ne spune Evanghelia citită la această sărbătoare că Mântuitorul nostru Iisus Hristos, aflat în zona Betaniei, în zona familiei prietenului său Lazar, de altfel sâmbăta dinainte de flori, așa este și numită în cadrul liturgic ortodox, sâmbăta Sfântului Lazar, le cere ucenicilor săi să meargă să-i aducă un asin, un mânz de asin pe care să intre în Ierusalim, semn al smereniei absolute, pentru că, iată, Mântuitorul intră în Ierusalim nu pe un cal triumfal, așa cum obișnuiau mari împărați, ci pe un asin smerit, ca semn al smereniei sale și al ascultării până la moarte, ascultare care se va concretiza cu patima și moartea sa. De asemenea, momentul acesta este vestit de proroci încă din Vechiul Testament. Sunt prorocii foarte explicite pe tema aceasta. În cartea prorocului Zaharia se vorbește despre intrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Ierusalim prin cuvintele: bucură-te, fiica Sionului, veselește, fiica Ierusalimului, căci iată împăratul tău vine la tine blând și smerit pe mânzul asinei. Iar despre ceea ce urma să se întâmple după intrarea Mântuitorului nostru Hristos în Ierusalim și despre ceea ce El vestise cu câteva zile înainte ucenicilor săi că va fi dat spre moarte în mâinile oamenilor păcătoși, însă actul acesta este actul prin care va mântui întreg neamul omenesc, este împlinit, iată, și prin prorocia profetului Isaia, care vorbește despre veșmântul Mântuitorului Iisus Hristos, asemeni veșmântului unui om care lucrează la vie, adică un veșmânt pătat de culoarea roșu, ca semn al jertfei pe care Mântuitorul o asumă și spre care vine odată cu praznicul acesta al intrării sale în Ierusalim. Mai este numită în popor această sărbătoare, sărbătoarea florilor, așa și cum dumneavoastră ați numit-o, pentru că întotdeauna această sărbătoare este localizată cu o săptămână înainte de Sfintele Paști și cum Sfintele Paști, deși variază în funcție de hotărârea de la Sinodul I Ecumenic, cum că Paștele Ortodox întotdeauna pică în prima duminică cu lună plină după echinoxul de primăvară, întotdeauna această sărbătoare, ca și sărbătoarea Învierii Domnului, este localizată primăvara și localizată de asemenea într-o perioadă în care sunt foarte multe flori. Da, foarte frumos, foarte frumoasă grădina de aici, de la Arhiepiscopia Râmnicului. Sunt absolut fascinată de ce am văzut afară, parcă a intra într-o grădină din rai, aș putea spune. Sigur. Vă felicit din suflet pentru acest aspect, părinte, și aș dori să vă întreb, dacă tot suntem în perioada aceasta, deja astăzi este luni, săptămâna mare, pentru toți credincioșii, ce ar trebui să facă în această perioadă? Sigur, așa cum spuneam, întreaga perioada Postului Mare, care a început în urmă cu 6 săptămâni, este o perioadă profund penitențială, profund de pregătire a fiecăruia dintre noi pentru a-L întâmpina așa cum se cade pentru bunii creștini pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care va învia în puține zile pentru noi, sau vom prăzni învierea sa în puține zile. Semnificațiile postului sunt bine cunoscute între credincioși, cu siguranță că vorbim despre recomandări cu privire la aceste restricții de ordin alimentar,
în care alimentația creștinilor în această perioadă se referă la consumul vegetalelor, consumul alimentelor de natură vegetală și oprirea de la a consuma alimente de origine animală, carne și exact. Și atunci, bineînțeles, nu trebuie să confundăm postul creștin cu o dietă, pentru că nu doar această abținere sau privare de alimentele de origine animală presupune cumva sau se definește prin acest postul, este știut că această stare de abstinență asumată în mod liber de fiecare dintre noi aduce o stare în care fiecare dintre noi putem să ne înălțăm sufletul prin rugăciune mai ușor la Dumnezeu și să facem pregătirea aceasta mai firesc, mai detașați de materialitatea sau de materia din care facem și noi parte într-o oarecare măsură și să ne plasăm spre transcendentul din noi, pentru că știm că oamenii sunt ființe aduse din neființare la ființare de către Bunul Dumnezeu, alcătuiți din trup și suflet, și atunci în această perioadă cu pregătire ne axăm pe partea aceasta sufletească a vieții noastre și mai puțin pe partea fizică. Nu ca și cum alimentele sunt bune sau rele, ci noi, printr-o formă de abstinență, pentru că porunca postului e dată omului încă de la creație. Faptul că Dumnezeu l-a oprit pe Adam să mănânce din acel pom nu este o formă de prin care Dumnezeu îi interzicea că acel pom era rău în sine, ci era o formă de ascultare, asemenea postului, prin care omul se desăvârșește pe sine. Ascultarea presupune o chestiune asumată liber și fiecare dintre noi aduce în jertfă aceasta a postului pe măsura la care ne aflăm sau în măsura la care ne aflăm în momentul acesta putem să postim de plin sau mai puțin de plin în funcție de disponibilitatea noastră de a face lucrul acesta. Știți și dumneavoastră că la nivel practic, cel puțin lucrul acesta mie mi se întâmpla în perioada formării mele, să zic, chiar și când faci o altă activitate care ține de natura noastră rațională, să zic așa, de exemplu, dacă vrei să stai mult în priveghere noaptea sau știi și dumneavoastră în perioada studiilor trebuia să sacrifici foarte mult din timpul tău pentru a pregăti anumite examene. Și lucrul acesta se făcea foarte simplu dacă nu te îmbuibai foarte mult cu lucruri foarte grele, pentru că de cele mai multe ori a te îmbuiba înseamnă a nu mai putea să priveghezi, a nu mai putea să te rogi, a nu mai putea să fii foarte rațional, a nu mai putea să fii foarte limpede la minte. Și de cele mai multe ori când ești în starea aceasta de penitență, în starea de rugăciune, în starea de a asuma un efort, de cele mai multe ori și mintea funcționează mai bine și inima este mai disponibilă în a fi noi oameni mai buni, pentru că până la urmă postul ăsta înseamnă, să zic în puține cuvinte sau esența lui aceasta este ca noi să devenim oameni mai buni. Nu este suficient să rămânem doar la starea aceasta în care am ținut și atât. Exact. Baza ar fi aceasta de la care plecăm, prin care renunțând la ceva care mi se cuvine că e dat de la Dumnezeu, dar eu vreau să fac mai mult decât atât și să arăt că sunt nu atât de mult dependent de materie și plecând de la această bază a abstinenței alimentare să merg mai departe în a mă reține, în a încerca să nu mai fac lucrurile rele care le-am făcut până în acest moment și să pot să merg duhovnicește la următorul pas. În duminica a patra din post se vorbea despre o scară la nivel duhovnicesc și fiecare zi a postului prin care am trecut și care urmează este o treaptă, adică o evoluție care fiecare dintre noi trebuie să o parcurgem. Este inutilă o scară care nu are toate treptele sau care nu presupune un urcuș, care presupune, eu știu, o stagnare sau poate chiar un regres. Cam aceasta ar fi
înțelesul duhovnicesc al postului, acesta în care noi încercăm să devenim oameni mai buni, încercăm să corectăm viața noastră din toate punctele de vedere și atunci se vede progresul și se vede pregătirea noastră pentru a ajunge la Marele Praznic al Învierii Domnului, arătând că am făcut și noi un efort în a deveni oameni mai buni. Nu ca și cum ne învrednicim absolut prin lucrul acesta, că nimeni nu este vrednic pe deplin de întâlnirea cu Hristos, dar efortul acesta duhovnicesc, efortul acesta penitențial pe care l-am făcut, să arate că și noi ne-am pregătit de Marele Praznic. Nu ne prezentăm indiferenți înaintea Domnului, ci dorim să mergem după principiile creștine pentru a urma calea pe care Domnul ne-o deschide spre perspectiva mântuirii. Părinte, foarte frumos ați explicat, atât de frumos încât mă auz așa pe suflet, cât de frumos trebuie să înțeleagă cei de acasă că a ține post de la alimente, prin rugăciune sau doar pentru, prin simplu fapt să vină la biserică nu este suficient, ci este nevoie să zic eu în această perioadă grea încercată, mai ales că am trecut printr-o pandemie, încă mai este și am fost destul de afectați. Tot în această perioadă mai trecem prin greutăți, pentru că știm cu toții, alimentele s-au scumpit, mulți oameni care nu au un venit foarte bun nu-și mai pot procura hrana necesară, ei nu mai spunem pentru sărbătorile pascale, ci hrana de zi cu zi. Și atunci majoritatea oamenilor își văd așa mai mult de propria persoană și uită de aproapele său, uită să facă un bine. Eu aș lansa așa, acum că tot am această ocazie să fiu lângă dumneavoastră, o rugăminte pentru toți cei care ne urmăresc și merg la cumpărături și văd o bunică, un bunic, care nu își permite, eu știu, să cumpere un kilogram de carne, o brânză, un ou, scoate din buzunarul tău de acolo, că nu o sărăcești fără 25 de lei, 30 de lei și fă o faptă bună pentru cineva care este la grea încercare. Ce sfat ați avea dumneavoastră pentru acești oameni, părinte, care sunt tare încercați în această perioadă de faptul că nu-și mai pot procura alimentele necesare? Într-adevăr, a teoretiza foarte mult învățătura creștină nu este foarte util, pentru că este foarte important să ne cunoaștem doctrina, este foarte important să știm care sunt reperele pe care le respectăm în viața noastră și după care ne guvernăm viața noastră. Ne învață un mare intelectual al țării noastre că omul, chiar dacă este ființă rațională, dacă nu îl are pe Dumnezeu ca reper absolut al vieții sale, nu știe de unde a ieșit și încotro merge. De aceea, de cele mai multe ori, trebuie să punem în practică principiile creștine și, cu siguranță, principiul acesta al milosteniei creștine este întotdeauna bine primit ca jertfă din partea noastră înaintea lui Dumnezeu și ca formă de întrajutorare, mai ales că ne aflăm în această perioadă, cum vă spuneam, de pregătire, cu siguranță, că toate aceste aspecte ale viețirii noastre bun creștine ar trebui să fie puse în practică de către noi, inclusiv acest aspect filantropic, social a fiecăruia dintre noi, mai ales că suntem tot mai mult afundați într-o societate de tip consumist, capitalist consumist, să zic așa, și de multe ori picăm într-o formă de individualism din care ne pasă doar de noi și este greșit lucrul acesta. Trebuie să încercăm să ne pese și de ceilalți, pentru că asta este porunca Mântuitorului nostru Iisus Hristos, marea porunca dragostei noastre unii față de alții și ea se manifestă de cele mai multe ori prin această grijă pe care o am față de ceilalți. De altfel, fiind în această perioadă, în săptămâna patimilor, dacă ne aducem aminte, în Sfânta și Marea Joi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, înainte de a se așeza la cina cea de taină cu ucenicii săi, înainte de masa propriu-zisă, ia un ștergar și începe să șteargă picioarele ucenicilor săi. Lucru care
ar trebui să ne învețe și pe noi foarte multe aspecte cu privire la grija noastră pentru ceilalți. Iar după ce încheie acest demers, îi întreabă, reașezându-se la masă, îi întreabă: înțelegeți ceea ce eu v-am făcut vouă? Și dacă înțelegeți, așa cum v-am făcut eu vouă, așa să faceți și voi celorlalți. Pentru că dacă eu, care sunt numit de voi învățătorul și domnul, v-am făcut vouă lucrul acesta, cu siguranță că și voi sunteți datori să faceți între voi, unul altuia și celorlalți, adică tuturor celorlalți oameni care sunt frații noștri exact. Și atunci, cu siguranță că și postul nostru și rugăciunea noastră și întreaga pregătire a vieții noastre din această perioadă pentru un marele praznic pe care îl așteptăm cu toții ar fi desăvârșită dacă s-ar înnobila și cu aceste fapte ale milei, cu aceste fapte ale milosteniei noastre față de cei care cu siguranță se află în încercări, nu numai acum, nu numai în acest context, ci dintotdeauna, cu siguranță. Părinte, dacă tot vorbim de acest aspect, de a face fapte bune, de a-ți ajuta aproapele, considerați o schimbare, nu știu, la nivel destul de mare în ceea ce privesc oamenii, că și-au îndreptat atenția și-au devenit mai egoiști, adică poate înainte erau mai săritori, mai buni, mai înțelepți, mai iertători. Acum toată lumea se gândește să le fie lor bine, aproapele să-l lase deoparte, dacă se poate să facă și rău, cu atât mai bine. De ce se întâmplă toate aceste aspecte, părinte? Așa cum spuneam, toate marile schimbări, să zic, se așteaptă din exterior. Dacă am înțelege cu adevărat care este perspectiva vieții noastre, ar trebui să schimbăm logica. Logica vine de cele mai multe ori pe sens invers față de cum merge societatea în ansamblu sau lumea, nu doar acum, dintotdeauna. Și sensul invers sau logica inversă este logica aceasta care în fața lumii pare stricată, dar pentru noi și pentru a schimba cu adevărat ceva în perspectivă este logica corectă, logica Domnului, aceea în care dacă vrei să schimbi cu adevărat ceva, trebuie să te schimbi în primul rând pe tine și ușor, ușor, de la nivel minim, se poate ajunge și la nivel macro, să zic. Dar nu pot eu teoretiza la nivel social sau care este perspectiva aceasta la nivel macro și de ce s-a ajuns aici. Însă consider că dacă fiecare dintre noi am face analiza vieții noastre, am pune primii pași, prima bază de la care să plecăm, că vorbeam despre perioada aceasta de pregătire pe care Dumnezeu, iată, ne dă posibilitatea trăirii acestei perioade în fiecare an. Și fiecare an liturgic are perioade de genul acesta, pentru că nouă ni se pare la un moment dat că viața noastră, așa cum spuneam, a început de undeva, merge către ceva. Dacă am ști în fiecare moment că viața noastră este dar de la Dumnezeu și clipa care urmează din momentul de față este o mare binecuvântare, nu pentru a face cine știe ce lucruri, deși ne spune Mântuitorul Hristos clar în Evanghelie că toate cele ale nevoilor noastre din lumea aceasta sunt și ele rânduite de Dumnezeu, pentru că nu ne-a adus Dumnezeu în această lume ca să ne lase fără ajutor. Însă trebuie să înțelegem care este ordinea priorităților. Prioritatea vieții noastre este aceasta, a pregătirii noastre în timpul care ne este oferit aici, în existența aceasta, în lumea aceasta, pentru o perspectivă care depășește cu totul toate limitele lumii acesteia în care ne aflăm. Când vom înțelege lucrul acesta, vom începe să trăim viața noastră ca atare și atunci ușor vom înțelege și toate aceste convulsii care se întâmplă în jurul nostru. Bineînțeles că greu de spus, așa cum vă spuneam, la nivel macro, care este soluția sau să se dea o soluție universal valabilă, dar așa cum am spus și așa cum ne învață Mântuitorul nostru Iisus Hristos, schimbarea sau
atitudinea pozitivă, atitudinea aceasta prin care eu mă împărtășesc de dragostea lui Dumnezeu și trebuie să revărs dragoste la rândul meu mai departe, este atitudinea evanghelică, respectarea cu strictețe în viața mea acestui principiu creștin, și atunci lucrurile, cel puțin în jurul meu, în familia mea, în contextul în care eu trăiesc, se pot schimba. Mi se pare fabulos faptul cum ați descris și ați povestit cum ar trebui să fim noi oamenii de rând. Părinte, vă mulțumim din suflet, chiar mă bucur enorm. Chiar dacă este primul interviu pe care îl avem în această dimineață, această discuție sinceră și din suflet, să știți că ajungeți la sufletul celor care ne urmăresc și mai cu seamă toți vor să înțeleagă mai multe despre partea aceasta sufletească, pentru că ne-am îndreptat atenția către lucrurile mai puțin, eu știu, ortodoxe, ne-am îndreptat atenția către a avea mai multe obiecte, am uitat să facem fapte bune, să ne îndreptăm atenția către aproapele nostru. Și mai cu seamă această discuție, cred că a ajuns acolo unde trebuie și toți vor înțelege ce au de făcut. Că suntem aproape de final, părinte, ca să concluzionăm această zi frumoasă, pentru oamenii care vor trec perioade dificile din punct de vedere al sănătății, ce îi îndrumați, ce îi sfătuiți? Da, cu siguranță că... Și îmi cer scuze că vă întrerup, cea mai bună dovadă a dragostei și a sincerității și a, nu știu, este, nu am cuvinte să pot descrie, este ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi toți oameni. Asta este cea mai mare dovadă, dragi mei telespectatori, ce înseamnă iubirea sinceră pentru noi toți păcătoși de pe acest pământ și bani dacă am face 5% cât a făcut Iisus Hristos pentru noi, ar fi mare lucru. Sigur. Așa cum spuneam, întreaga noastră perspectivă de viață se desprinde din cuvintele pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos ni le-a lăsat în timpul activității sale și care au devenit principii de viețuire creștină. Toate normele și poruncile sale sunt cu siguranță benefice pentru noi atâta timp cât le punem în practică în viața noastră. La nivelul acesta al suferinței fizice, al bolilor în general și al încercărilor prin care inerent fiecare dintre noi la un nivel sau la alt nivel, mai intens sau mai puțin intens vom trece în viața noastră, iarăși este o problemă de perspectivă. În primul rând, Dumnezeu nu îngăduie suferința sau boala în viața cuiva pentru ca acel cineva să trăiască o viață nefericită sau ca formă de pedeapsă, ci întotdeauna o astfel de trăire sau o astfel de experiență în viața mea este îngăduită de Dumnezeu cu aspectul acesta pedagogic al determinării mele să mă întorc către El. De fiecare dată, înțelegând suferința așa, pot să o asimilez mai ușor, pot să trec prin ea mai ușor, pot să accept prin răbdare și prin ascultare tot ceea ce am primit, nu pentru că cineva este rău cu mine, ci pentru că de cele mai multe ori eu am fost într-o oarecare măsură rău, ca și în purtările mele. Și dacă accept lucrul acesta, atunci suferința nu mai este văzută ca pe ceva care vine ca formă de pedeapsă. De asemenea, trebuie să înțeleg că de cele mai multe ori suferința fizică vine din viața mea neconformă la nivelul acesta al trăirii creștine. De cele mai multe ori nu poate să existe o simbioză, o armonie în ceea ce privește viața mea lăuntrică, duhovnicească și viața mea materială, fizică. Vă spuneam la începutul acestei discuții că suntem ființe alcătuite din trup și din suflet. Omul nu poate să fie, așa cum ne spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pomul rău nu poate aduce roade bune și invers. Omul nu poate să fie frumos la interior și rău la exterior sau invers. Ci există o armonie din punctul acesta de vedere. Dacă eu îmi pun ordine în viața mea duhovnicească,
iarăși aduc în discuție perioada aceasta în care fiecare dintre noi ar trebui să facem analiza vieții noastre cu sinceritate în cele mai din lăuntru ale noastre și să avem cu noi și cu Dumnezeu în intimitatea noastră această discuție sinceră, după care să merg să mă spovedesc și după aceea, în urma acestor demersuri, să ajung la Sfânta Împărtășanie, să mă unesc cu Hristos și dacă viața mea intră în rânduială din punctul acesta de vedere și încep să devin lumină la interior, în interiorul meu, cu siguranță că și în exterior și mădularele mele fiind împreună în ființa mea cu cele din lăuntru ale mele vor avea și ele binecuvântare. Nu poți să fii întuneric și să vrei să ai lumină. Cu siguranță că lucrurile acestea depind unul de celălalt. Ne învață Sfântul Apostol Pavel că la nivel duhovnicesc putem vorbi de un om lăuntric, la nivel exterior, material, vorbim de un om trupesc, deși nu putem separa ființa umană. Omul din lăuntru, de cele mai multe ori, dacă avem o viață conformă, rămâne viguros, chiar dacă mădularele mele în timp se deteriorează, îmbătrânesc, sunt supuse bolilor și suferinței. Omul din lăuntru, adică sufletul meu, ar trebui să guverneze viața mea și să iradieze în afară. Cam asta ar fi, în linii foarte restrânse, ideea despre suferință și despre boală. Cu siguranță că este foarte ușor, încă o dată, repede, să teoretizez despre ceva care provoacă foarte multă durere. Dar de fiecare dată când trecem prin durere, prin suferință, prin încercări, trebuie să ne aducem aminte de, așa cum spuneați dumneavoastră, de cel care a suferit cel mai mult pentru noi și a asumat suferința pentru ceilalți, nu pentru el însuși, cum ar trebui să o asumăm noi pentru păcatele noastre și pentru greșelile noastre, ci a asumat-o pentru ceilalți. Și să ne aducem aminte mereu de cuvintele Domnului care ne spune clar că în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți-o ambirii lumea. Deci forma aceasta de asumare a suferinței este o formă prin care iarăși noi devenim oameni mai buni. Ieșim din prin tipare, jertfă. Exact, prin jertfă. Exact. Jertfă este peste tot, și în viața personală, și în viața de familie, și în viața legată profesională. Peste tot trebuie să te jertfești ca să poți să reușești, să devii un om mai bun, să devii un om mai educat, să devii un familist mai bun, să devii mai bun în ceea ce faci în general. Părinte, vă dau cuvântul de onoare că este o adevărată binecuvântare pentru mine să fiu astăzi în casa Domnului și să am acest interviu de excepție cu dumneavoastră într-o ediție specială dedicată tuturor celor care astăzi ne-au primit în casa lor, au deschis televizoarele și ne-au urmărit cu multă răbdare și au ascultat la tot ceea ce ne-a sfătuit și învățăturile acestea bune să fie primite pentru toți cei care își doresc să facă o schimbare în bine în viața lor. Vă mulțumesc din suflet, ne onorează de faptul că am avut această discuție cu dumneavoastră încă o dată. Vă doresc sărbători liniștite, în pace și pentru noi să primim această binecuvântare de la dumneavoastră. Vă mulțumim și noi că ne-ați dat acest prilej de a vorbi, întotdeauna când vorbești despre Dumnezeu și despre acțiunea lui Dumnezeu în viața omului este cu siguranță un prilej de binecuvântare. Aceleași gânduri bune dorim și noi tuturor binecredincioșilor creștini din municipiul Râmnicu Vâlcea și din județul Vâlcea și tuturor creștinilor în general. De asemenea, folosindu-ne de acest prilej, urăm tuturor în continuare post binecuvântat, pregătire așa cum se cuvine pentru a-L întâmpina pe Hristos care merge spre patim în aceste zile pentru noi și va urma să învieze pentru noi și pentru noastră mântuire, iar lumina învierii Mântuitorului să călăuzească viața noastră spre tot ceea ce ne dorim cu toții, adică spre limanul mântuirii. Doamne ajută, Părinte! Mulțumim frumos! Dragii noștri telespectatori, aceasta a fost ediția noastră specială de astăzi, de început de săptămână, săptămâna mare. Faceți bine cât puteți, nu uitați de aproapele dumneavoastră, îndreptați-vă atenția atunci când mergeți la cumpărături către o bunică sau un bunic, cumpărați din coșul dumneavoastră și dăruiți celor care la nevoie sunt încercați, pentru că au și ei nevoie să fie fericiți, să le aducem o bucurie în suflet. Eu, Madalina Mitu, alături de Părintele David, vă dorim o zi binecuvântată. Toate cele bune! La revedere! Mulțumim.